Am revenit, dragii noștri, aici, în direct la Sens TV, la Matinal pe Roți și, cum v-am obișnuit de fiecare dată, în fiecare matinal, spre final, pe ultima oră, tot timpul venim cu câte o surpriză către dumneavoastră. Cu cine? Cu un invitat. Ei bine, astăzi, pentru că tot am vorbit despre carieră și familie, e bine că atunci când ne începem cariera și vrem să avem afacere a noastră, să consultăm totuși un specialist, mă gândesc, nu? Și atunci l-am invitat alături de noi în studio pe domnul Virgiliu Rogojan, manager de dezvoltare a afacerii. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că ați onorat-o. Spuneți-ne pentru început că așa se întâmplă, nu? Mai întâi facem cunoștință. Sigur. Cine este Virgiliu Rogojan? Un om obișnuit, nu neapărat în ordinea importanței, tată, soț, prieten, coleg, sensei. Oho, deci Sunt mai aveți, multe șepci, ca să-l cităm pe De Bono, aveți o pe viață care le agitată, ca să-i spun folosesc. Dar așa. o viață plină și interesantă. Mi-am făcut un obiectiv personal să ies din zona de confort cât se poate de des, mi-o setez rapid și după aia încerc în mod voit să ies din ea. Având un sensei la Sens TV în platou, dați-mi voie să vă întreb ce ne puteți spune așa în inimioară despre pregătirea noastră profesională? Păi eu am background tehnic. Pe vremea când am terminat sau când am început eu facultatea, era bine să fii inginer, să aveai un job sigur, asigurat, cu E o meserie dezvoltare pe stabilă, termen practic. lung, stabilă, da? Și tatăl meu m-a direcționat către Politehnică. Bineînțeles, după câteva răzvrătiri ale tinereții, am zis da, ai dreptate și am terminat mecanică motoare cu ardere internă. Interesant. După care mi-am dorit să lucrez în presă, neapărat, și Ce am avut trecere! cicluri de 10 ani. Și am ajuns, după câțiva ani, după ce am terminat facultatea, să lucrez în presă. 10 ani. După care am dorit să ies din presă. De ce făceați în presă? Organizam evenimente. Am lucrat la revista Biz și Business Review. Am organizat primele ediții ale zilelor Biz, multe alte Tot evenimente. pe Am partea avut. de business. Da, am fost jurnalist, am scris drive teste pentru revistele noastre. A fost o viață interesantă, Dar plină de. pasiunea asta pentru karate de unde? A început ca o sugestie a tatălui meu. Eram destul de coleric și de agitat și de dezordonat. Și s-a gândit că e o metodă să-mi pun ordine în viață. Și Și a fost? a fost, cred că a avut dreptate. Adică până și pe linie de business, cumva a adus o disciplină cu acest. Eu cred că da, lucrez la o carte care se numește Karate for Business. E o combinație de cuvinte mai puțin Întâlnită. interesantă. E foarte interesantă, mai puțin întâlnită. Sunt elemente din artele marțiale care pot fi asociate și asimilate foarte bine de o conduită de business modernă. Cum ar fi? Cum ar Dați-ne un fi? exemplu. Că nu, eu dacă nu mă Principiul pricep la win-win. karate, nu știu. Win-win? Corectitudine, da. Într-un business, întotdeauna părțile trebuie să fie ambele câștigătoare. Nu există o afacere sănătoasă pe termen lung care să aibă principiul win-lose. Da. Da? Mai devreme sau mai târziu, clientul își dă seama că a plătit ceva care nu e de folos, că a plătit mai mult pe un serviciu care pe piață e mai ieftin și așa mai departe și a pierdut încrederea, iar firma pierde pentru că e foarte scump să aduci business nou. Vă spun asta în cunoștință de cauză. Cu asta mă ocup la Docentris. E greu să aduci un client, să-i câștigi încrederea, mai ales că vânzarea asta de soft are și o componentă puternică educațională și trebuie să întâi să-i arăți clientului în ce constă produsul, serviciu, cu ce, Aplicabilitatea da, Adică să-l atrageți aplicabilitatea într-un și fel. trebuie să-l conștientizeze nevoia. Sunt mulți care simt că îi Da. doare ca la doctor, îi doare undeva, dar nu știu unde. Dom'le, în zona asta. Dar nu Da? Nu știe știu, m-a tras precizie. curentul, Da. la stomatolog e mai simplu, nu mă Da, doare domnule, măseaua. localizarea e mult mai. Făcând o metaforă, noi încercăm să localizăm durerea, să-i o explicăm și să-i arătăm beneficiile pe care le va avea dacă va implementa o anumită soluție. Și aici Practic, cumva arătați drumul către un arătăm viitor drumul succes? către un job, către un business
așezat, organizat, în așa fel încât să controleze toate elementele. În general, business-urile, că asta le spun și elevilor mei de la cursul de antreprenoriat, business-urile sunt făcute destul de lăutărește. Marea majoritate, cele de startup la început, se fac, hai să vedem, avem o idee, e susținută de piață, da, îi dăm drumul și vedem noi cum construim pe parcurs. E și nu e chiar așa. E bine să ai lucrurile așezate, mai ales după un anumit nivel, după ce ai atins, e ca avionul. Când ai atins plafonul de zbor, e bine ca toate să fie așezate, organizate, ca să poți să vină stewardesele cu... Corect, să nu le cadă paharul. Exact, să nu cadă paharul, să poți savura gustarea. Când ați devenit coach? Păi cred că nu cred că există un anumit moment. Datorită artelor marțiale, am ajuns să practic în stilul Shotokan, am ajuns într-un mic context cu niște prieteni care mi-au lansat o provocare apropo de ieșirea din zona de confort și mi-au spus, ești la o vârstă la care nu mai înveți tu, nu mai pui tu mâna să înveți, nu mai ajungi tu antrenor. Și am zis, da, hai să vedem. Am cumpărat manualul de clasa 11 de biologie pe care se tocește pentru medicină, am învățat, am cumpărat și alte cărți pentru admiterea la școala de antrenori, m-am înscris și am dat examen. Am luat, am terminat, 2 ani. Ambiție, voință și determinare. Da, așa. Da. Și a fost o experiență extraordinară pentru că în mintea multora și a mea până atunci era sportivul și antrenorul. Ei bine, nu. Antrenorul e doar vârful icebergului. Există o echipă în spate. Categoric. Nutriționist, preparator fizic, masseur, psiholog. Exact ca la noi la televiziune, da, în spatele vede nostru. Dar nu există o echipă, spate, nu? Da. Vreo 5 persoane care stau și se uită efectiv dacă funcționează totul cum trebuie, dacă se aude cum trebuie. Eu zic să aplaudăm echipa, că ne iese în fiecare dimineață. Bravo, echipă! Nu contează. Corect. Dar e cu atât mai dificil când ea e mică numeric, pentru că își delegă atribuțiile. Știi cum se spune? Esențele tale se țin în sticluțe mici. Așa este. Ce voiam să vă întreb? V-au ajutat în relațiile de la locul de muncă anumite reguli din artele marțiale? Nu vreau să dezvolui acum chiar conținutul cărții, dar există foarte multe. De-aia m-am și gândit să le pun pe hârtie. Există foarte multe concepte care se potrivesc în zilele noastre. Da? Și dincolo de principiul ăsta win-win, există eticheta. În zilele noastre, eticheta tinde să fie neglijată, să fie ignorată, uneori nu se cunoaște. De exemplu, la japonezi, în momentul în care schimbi cartea de vizită, aceasta se dă cu ambele mâini, privind în ochi persoana. Persoana respectivă, conform etichetei, trebuie să o ia cu ambele mâini, privindu-te în ochi. Privindu-te în ochi, după care să citească obligatoriu ce scrie pe cartea de vizită. Semn de respect față de... Dacă, exact, semn de respect și de respectarea tradiției și a etichetei. Uitați-vă într-un eveniment din zilele noastre, un eveniment de business, cum procedează europenii. Și atât. Ai dat-o, ai luat-o, ai pus-o în buzunar. Ai pus-o în buzunar, cum vă numiți? Da, exact. Chiar și eu, când am intrat în studio, am făcut cunoștință, pe mine l-am reținut din anumite motive. Pe tine a trebuit să te întreb a doua oară. Nu e o problemă, dar iată, sunt niște elemente. Dacă respecti niște reguli, nu mai revii. Nu ești obligat să mai revii. Da. Faci treaba bine de la început. Da, dacă ai problema asta de nu ții minte, nu asociezi fața cu numele, ce faci? Îți scrii undeva. Da. Deci trebuie să mă apuc să le scriu, să iau notițe. Zona de business. Da. Eu personal sunt pasionat și de scrisul de mână. Deși am toate device-urile electronice, le transfer după aia în zona electronică, avem CRM, transfer tot un CAS, e acolo. Dar primul impact la ședințe, la întâlniri, la discuțiile cu clienții este să scriu de mână. Și am vreo 3 stiluri colorate, cu, bineînțeles, cu cerneluri diferite și le folosesc după bunul meu plac. Am în familie un om de afaceri, am avut ocazia să fiu parte la o întâlnire de afaceri, unde cel din familia mea își nota pe hârtie tot ce spunea celălalt. Momentul în care celălalt spune, mă asculți ce zic? Și spune, păi notam tot ce îmi spui.
Ah, îmi cer scuze, a fost o chestie de nu credea că... Nu se înțelege de multe da, ori, da. Da. Pentru japonezi e un semn de mare respect să fii atent la ce spune celălalt, da. Să notezi, să nu-ți scape ceva. Exact. Am colegi care la ședințe și iau notițe pe tablete, scriind de mână pe tablete. Da. Sigur, există avantaje, mai stai să transcrii, scrisul respectiv se duce direct în anumite servere, se șeruiește cu toată lumea, mă rog. Dar scrisul de mână și atingerea stiloului cu trezește niște senzori. Mă duce într-o zonă de copilărie, adolescență, în care îmi luam notițe, în care mă pătam pe mâini. Care... cu cerneală, cât de greu se mai curăța cerneală. Și tot timpul aveam aici la degetul ăsta o bătătură. Și eu tot timpul așa am învățat stilul. Și am impresia că și acum, în momentul în care mai pregătesc o emisiune sau ceva, am impresia că simplul fapt că îmi scriu trei idei pe o foaie, mi se întipăresc în minte. Așa m-am setat. Nu știm dacă toți putem fi antreprenori. Și uite, chiar vreau să vă întreb. Toți putem să facem... Trebuie să faceți o analiză de sânge înainte, să vedeți dacă aveți gena de antreprenori. Sau... nu se poate învăța să fii antreprenor, după părerea mea. Și susțin asta și la cursuri și în orice fel de discuții. Eu te pot ajuta să descoperi dacă ești sau nu antreprenor, dacă ai gena asta și are rost să pornești la drum, să acumulezi o serie de cunoștințe elementare, un ABC din contabilitate, din resurse umane, din operațional, din domeniile în care sunt absolut necesare pentru orice fel de business. Dar dacă tu nu ai ADN-ul ăla, n-ai cum să înveți să-l ai. E o chestie de exact ca în artele marțiale. Dacă îți place lupta, faci cu minte. Te lupți cu plăcere, ești în confruntare. Dacă nu îți place lupta, mai ai o șansă. Corect. Poți să fii angajat. Poți să faci, să practici kata, adică formă de luptă fără adversar, în care nu ți-e necesar curajul. Coordonare, forță, organizare, e ok. Dar antreprenoriatul nu se învață. Înveți elemente ale business-ului, dar dacă nu ai ADN-ul ăla, e bine să nu încurci lumea. Da. De prieteni, să nu încurci familii, bani, să strigi lucrurile în jurul tău. Problema e că nu există o formulă prin care să reușești chiar dacă ai ADN-ul ăla. Și sunt unii oameni care se pierd în această fugă nebună după bani și după un business de succes și se pierd pe sine ori familia. Rata de eșec e foarte mare la, 10 încercări, să zicem că ai un succes sau poate niciunul. Și atunci trebuie să fii capabil să primești lovituri. Contează de câte ori cazi și de câte ori te ridici. Exact. Nu e întrebarea dacă vei cădea. Vei cădea sigur. Deci, dacă ai puterea, să te ridici după aceea. Gestionarea eșecului se conturează a fi cumva o mică rețetă de succes? Da. Gestionarea și reorganizarea după eșec după. Și învățarea lecției. Pentru că întotdeauna după un eșec învățăm ceva și... încercăm să facem să fim mai buni mâine. Nerepetarea greșelilor. Teoretic așa ar trebui să fie, nu? Și da, așa trebuie să fie și la antrenament facem o chestie de genul ăsta, pentru că antrenamentele de astăzi sunt foarte safe. Lumea să nu fie lovită, să nu... Pe vremea mea nu plecam fără câteva vânătăi, fără... Expunerea era ceva mai mare. Spartă, erau chestii normale. Astăzi, politic corect este să fii chiar și într-un sport de contact, să fii așa cum pleci. Da. Folosim niște perne în care atenuează mult șocul și în care lovim pentru antrenament. Un coechipier uche, acel care se apără, ține perna și torii lovește. Uh-huh. Ideea e să ții perna cât mai lipită de corp ca să primești toată energia cinetică, să simți, măcar mental, să vezi care e impactul unei lovituri protejate. Da. Pentru că în viața reală, lovitura nu va fi protejată. Corect. Da. În ce proiecte sunteți implicat acum? Wow, în ce proiecte nu sunt? Să luăm pe lere. Începem cu familia. Suntem în clasa 8-a, am un băiat și... încercăm să accesăm un liceu cât mai bun. Mi-a plăcut asta că ați început cu familia. Înseamnă că sunteți un om care ați găsit cumva echilibrul între echilibru, armonie. Da, nu poți să le separi. Munca de familie fac parte din viață. Ele înseamnă viață. Dacă încep să zici am atât procent pentru aia, atât procent pentru aia, cred eu că e greșit și arată oarecum răceală și lipsă de empatie.
trebuie să se regăsesc exact ca în principiu yin-yang, câte puțin din fiecare. În negru puțin alb, în alb puțin negru. Dar totuși nu trebuie cumva să știi să le dozezi? Sunt anumite etape din viață în care, sigur, neavând familie, poți să stai până târziu noapte la serviciu și aia a fost perioada în care am lucrat în presă. Veneau materialele la 6 seara, peste până la 12 noapte le montam, după ora 1 plecau în tipografie. După 2-3 primeam ok-ul că toate pozele sunt ok, s-au deschis, textele sunt așezate, puteam pleca acasă. Nu e o perioadă propice să îți internezi o familie. După aia e bine să revii mai la matcă și să ai un job mai așezat. Ați avut cu toate astea un moment în care ați fost la un pas să renunțați, dar cu toate astea ați mers mai departe? Aproape în fiecare zi bine să renunț. Se găsește câte ceva care să mă ducă în limite. Dar asta e frumos. Să găsești formule, să revii, să te reașezi și să vezi ce merită să primească atenția ta, ce trebuie să lași să treacă pe lângă tine. Și în momentul de față, ca proiecte, spuneați că aveți foarte multe, care ar mai sunt fi? Sunt proiecte de job, de exemplu, foarte interesante, în care trebuie să implementăm niște soluții software complexe pentru clienți care își doresc asta, dar care nu au nici infrastructură și nici un know-how suficient de solid pentru a primi și a utiliza soluțiile astea. De asta spuneam, nouă ne revine, pe lângă partea de suport, de servicii, ne revine și un rol educativ foarte puternic. Să-i conștientizăm, să-i facem să înțeleagă că trebuie să apară în organigrama lor anumite poziții, persoanele respective să aibă o anumită competență, calificare și să presteze anumite servicii la standardele corecte. Lucru care nu e ușor, pentru că automat îi spui omului respectiv că costurile lui vor crește, dar că sunt necesare pentru o creștere a profitului și un om de afaceri bănuiesc că cuantificând aceste costuri își dă seama că avantajul e tot spre afacerea lui. După cum se exprimă colegul meu Mircea, credeți că ar fi un om de afaceri de succes? Păi trebuie să-i facem analiza aia, să stăm puțin de vorbă și să vedem... Oricum, eu am senzația că am stabilit deja o punte de legătură cu dumneavoastră, nu știu dacă... Am și eu și de-aia am pus întrebarea, dacă... Vă invit la cursurile de antreprenoriat. Ați vorbit foarte pe limba mea, modul în care vă exprimați, nu știu, e unul extrem de plăcut, mi se pare prietenos felul în care reușiți să transmiteți anumite date ce nu sunt chiar atât de ușor digerabile. Că dacă stai să te gândești, nu pentru toată lumea discuțiile astea sunt așa o chestie plăcută sau interesantă. Pe unii poate nici nu interesează să afle de antreprenoriat, însă în sine nici nu ne dăm seama că suntem antreprenori într-un domeniu sau altul, fiecare din noi. Nu trebuie neapărat să se concretizeze cu o afacere. Eu cred că el ar fi foarte bun, pentru că este foarte vorbăreț așa și da, nu le are cu... Oamenilor le place să învețe, asta am observat și eu la cursuri, să învețe din povești. Nu? Noi, nouă de mici, ne plăcea să ascultăm povești și să învățăm din ele. Oamenilor le plac studiile de caz, mai puțin teoria. Da, nu m-a luat cu formule, exact. Cu teoreme, cu... Eu mă uit la film eu cum reacționează. Dacă îi spui o poveste despre teorema lui Pitagora, da. E deja mult mai interesant. Dacă vii cu niște studii de caz și povestești și sunt interesante, vezi cum au ratat un joc. Exact. Cum Nokia din poziția de suprem, wow, super suprem, da, al telefoniei a dispărut. Parcă nu s-a mai auzit deodată de ea. Deci era ca un munte. Lider mondial, efectiv. Himalaya, nu da. Nimeni nu și-ar fi imaginat. Era ca la Formula 1, Schumacher, nu mai era alt campion. Foarte interesant ce ne spuneți dumneavoastră și vreau să ne promiteți acum că veți mai veni la noi în emisiune. Cu mult drag și o să vin însoțiți și de alți colegi de-ai mei să vedeți. Pentru ce că avem senzația interesant avem. Că n-am avut suficient timp să scoatem cât mai multe de la dumneavoastră. Și câte întrebări mai avem. Un juvaier așa de informații. Curiozități mai avem. Da. Le lămuri pe toate data viitoare. Vă mulțumim tare mult că ați fost în această dimineață alături de noi și am aflat lucruri foarte interesante. Da. Și de ce nu, poate cine știe, îl propulsăm pe Mircea în domeniul afacerilor. Sigur, eu zic că ai fi un afacerist de succes. Nu știu, Doamne, de ce avea așa un feeling în dimineața asta. Antreprenorii tineri sunt pentru acest drum îmi fac și crucea. Ascultă, pentru că, ce pot să zic, mi-ai dat acum un impuls să mă gândesc la asta din perspectiva mea. Păi, cine știe, nu, poate eu îmi impuls, descoperă vocația efectivă. Ei ne vor plăti pensiile în viitor. Deci, te rog frumos să te apuci de treabă să-mi plătești pensia, că eu ies prima la pensie înaintea ta.